Săptămâna trecută am vorbit despre mutanți, despre generația Z, despre cei care vor influența ca un tsunami piața forței de muncă din România. Astăzi m-am gândit să vorbim despre digitali, despre millennials și despre un stil nou de leadership. Bună seara! Sunt Antoaneta Banu și vă spun bun găsit la o nouă ediție Deschis pentru afaceri. Tema este foarte simplă. Millennials, stil de leadership. Iar invitata mea de astăzi este specialistă în psihologie, în business psychologist. O să o cunoașteți imediat. Este vorba despre Mădălina Bălan, managing partner la Heart Consulting. Bine ai venit, Mădălina, și mă bucur să te reîntâlnesc. Mulțumesc, și eu la fel. Am realizat în 2015 pentru Business Woman un interviu care s-a bucurat de succes și care s-a numit Inside Leadership. Și vorbeam atunci despre un studiu pe care chiar l-ați făcut voi în 2014, de fapt, despre reprezentativitatea de gen în leadership-ul din România. Da. Dar până să ajungem la povestea asta, ce-i leadership-ul? Știi de ce? Pentru că pe fiecare invitat pe care îl am pe o temă dedicată leadership-ului, fiecare are o anumită definiție. Definiția ta care este? O să fiu mai puțin originală și nu o să vorbesc despre definiția mea, ci despre definiția unor oameni mai ancorați, să spunem, în partea științifică, respectiv cei de la Hogan Assessment, pe care noi îi reprezentăm. Dar înainte să dau definiția lor, care se și ancorează într-o teorie, aș spune că dacă ne uităm la acest cuvânt, este clar că e unul cel mai ofertante. Exact. Adică toată lumea vorbește despre leadership, dacă dai o căutare pe internet găsești 1 milion de accepțiuni. Și de altfel acesta a fost și situația în zona academică. Au fost foarte multe definiții, care mai de care la începuturi mai interesante și intrigante și haioase chiar. Adică au fost studii care spuneau liderul este cel care este mai înalt decât media grupului sau care are o voce mai puternică sau care are barba, anumite atribute fizice, spuneam, mai masculine. O carismă, da? Anume. Exact. Apoi este foarte puternică. Mult curentul acesta care încă, din păcate, e foarte în voc și care cred că face și foarte mult rău. Curentul liderului carismatic. Da. Numai că, din păcate, avem exemple de carismă și la, nu, în istorie. Da. Da. Hitler era un personaj carismatic, dar n-a adus tocmai efecte pozitive, corect, și așa mai departe. Deci ăsta e un alt curent. Apoi există curentul trubadurilor, adică un soi de guru, autoprogramați, auto-intitulați, de obicei provin din foști CEO sau C-suits, costume la nivel C, da? Care pleacă din organizațiile mari și sigur scriu o carte despre propria experiență pe care o propun ca și extrapolare, să spunem, pentru tot ce ar însemna leadership bun. Numai că e foarte puțin probabil, sigur, să găsim sau să putem să facem o generalizare pornind de la povestea lui Steve Jobs, da, sau de la ceea ce a vrut el să întruchipeze. Atunci, sigur că e un pic descumpănitor dacă ne uităm. În literatura academică, cei care au scris despre leadership au cam eșuat să găsească modele robuste. Ne uităm în literatura trubadurilor și găsim povești după povești, după chipul și asemănarea sa. Apoi ne uităm în, hai să spunem, mitologia organizațională, urbană și vedem liderul carismatic, proslăvit și așa mai departe. Și atunci vedem care e până la urmă adevărul. Mie îmi place foarte mult ce spune profesorul Robert Hogan, care este și fundatorul companiei, care ancorează definiția asta într-o teorie, teoria socioanalitică, care spune așa: oamenii au evoluat în grupuri, colectivități, care sigur aveau un sens foarte pragmatic, și anume acela de a supraviețui. Și care aveau nevoie de un conducător. Care aveau nevoie, grupurile sigur că sunt, compun sau presupun o anumită ierarhie, nu? Iar ierarhia respectivă, sau
este dintr-un grup, mai întotdeauna este cineva care vrea să o ia înainte altora. E cel care este în evidență. Exact. Dar totodată ce spune el este că degeaba nu-i suficient doar să vrei să o iei înainte, adică să spui după mine veniți. Da? Trebuie să ai, și, să ai cu ce. Trebuie să ai și cu ce. Să ai și cu ce se referă la anumite atribute care ar explica capabilitatea de a te înțelege cu ceilalți. Hogan spune așa, două atribute importante. Leadership, una este get ahead others, adică să poți să te impui, să o iei înainte altora, să ai claritate, o viziune, o... Să trasezi drumul. Să trasezi un drum. Și să fie apetisant, cel puțin pentru o perioadă acel și credibil. Și doi, să fii suficient de drăguț, de amabil, de uman, să spunem, cât să te înțelegi cu ceilalți. Getting along with others. De ce? Pentru că altfel, și are o explicație adaptativă, într-o ceată, să spunem, dacă restul grupului se răzvrătește împotriva ta, nu sfârșești bine. Și nu mai ești liber. Sunt două atribute, get ahead and get along, da, care sunt ambele importante, adică pe de o parte drive, energie, inițiativă, viziune, credibilitate, dar și partea aceasta umană. De uman, tact, diplomație, cultivarea relațiilor. De aceea, leadership-ul, din perspectiva noastră, este mai degrabă o resursă pentru grup și nu trebuie văzut ca un privilegiu. Adică nu e un privilegiu pentru cel care ocupă poziția. Iată, este o explicație extraordinară pe care ai dat-o, pentru că îmi dau seama că la nivel general sau dacă vrei, în mentalul colectiv, liderul sau leadership-ul este mai degrabă tradus prin cel care are putere. Da. Cel care poate. Cum poate și prin ce poate, nu mai contează. Domne, a putut? El e șeful. Mai clară sau mai pragmatică definiția, spunem așa, leadership-ul este o abilitate de a forma și a menține o echipă, un grup, cu care să obții performanțe ideal peste ale competiției, peste ale celelalte cete. Asta înseamnă, deci, clar că esența este tocmai în a ști să-i pui pe alții să lucreze împreună. Cred că la noi în România, cel puțin, așa cum spuneam, la nivel de mental colectiv, există această confuzie, da, cum trebuie să fie un lider sau ce este un lider. Poate și dintr-o moștenire pe care o avem, pentru că până în 1989 noi am fost învățați cu șeful și dintr-o dată șeful a trebuit să se transforme în lider. El nu a avut o experiență de 200-300 de ani de democrație, așa cum au alte state din Uniunea Europeană și din lumea asta, în care liderul sau leadership-ul a venit și s-a așezat, s-a structurat bine, a avut și are propria lui istorie. Noi în România am fost nevoiți să suntem în adolescență. Exact, să sărim niște etape și să ajungem în leadership. Ok. Pentru faptul că ne-am plasat, am contextualizat puțin, suntem în inima leadership-ului, ca teorie, vreau să te întreb așa. Fiecare generație de-a lungul timpului a dat un anumit stil de leadership, de lider. Asta este clar din ceea ce spuneai tu mai devreme, cu trubadurul, cu așa. Dar ce vreau să te întreb, de ce ați simțit voi nevoia, și când spun voi, nu tu în mod special, ci casta voastră, oamenii care se ocupă de studierea generațiilor, să le împărțiți, să le dați un nume? Adică nu puteați să rămânem, de exemplu, la cei din anii 20, cei din anii 50, cei din anii 80. De ce ați simțit sau de ce s-a simțit nevoia ca ei să capete un nume, să li se dea o identitate? Și am să-i rog pe colegi, mulțumesc. Avem chiar tot de la voi, da. Avem această împărțire pe ani și pe generații. Începând cu 1924 și până în 1945 avem Silent, generația Silent. De ce i s-a spus Silent? Pentru că ținând cont de faptul că anii 20, anii nebuni, a fost o perioadă efervescentă. Da, probabil că, nu știu să spun efectiv de ce, cred că depinde de denumiri millennial, sigur că se leagă de mileniu, cumva sunt niște contexte socioeconomice care dictează etichetele care se pun acolo. După aceea generația 45-65 baby boomers. Da. Probabil că a fost explozia aceea de natalitate
după al doilea război mondial, când lumea simțea nevoia să se reașeze. Apoi 1980, generația X, din care cei mai mulți facem parte. De fapt 65-80, 80-2000, generația Y. Suntem exact în generația despre care noi vorbim acum, Y, generația millennials. Urmează 95 peste, pe care ai avut, sau i-am avut care săptămâna povestit, trecută, generația Z sau mutanții. Mie mi s-a părut senzațional să li se spună mutanții. Bine, multe din titulaturile astea sunt cumva probabil și catchy. Da, sigur. Nu neapărat. Iar, sigur. Cumva, ce aș vrea să ca și comentariu dincolo de numiri, tema sau tematica generațiilor, cum sunt ele, sunt diferite, ce au, ce n-au, așa mai departe. În special, extrem de vocal subiectul este legat de millennials în ultimii ani. Cred că e și o chestiune cumva de mai degrabă de PR. De ce spun asta? Ne uitam în niște date foarte robuste, științifice, făcute pe un eșantion extrem de mare de oameni și studiat longitudinal, în care cei de la Hogan, de exemplu, au comparat generațiile, generația X cu millennial, uitându-se la anumite atribute. Și pe scurt, ce au observat este faptul că în termen de personalitate, ceea ce prezice sigur o parte, o parte din comportamente și stil de leadership, nu sunt diferențe atât de mari dacă privim la momentul vârstei similare generațiile între ele. Adică, cu alte cuvinte, și generația X avea anumite aspecte, trăsături foarte asemănătoare cu cei din Y. Dar sigur că contextul de manifestare, deci mediul categoric de muncă, e diferit și atunci, sigur, de exemplu, e greu să spunem dacă erau mai mult sau mai puțin, nu știu, fragile emoțional, sau la fel de fragile emoțional sau de vulcanii cei din generația X, însă cu siguranță că nu puteau avea aceeași manifestare de comportament ca cei din generația actuală, pentru că nu-ți permiteai să pleci atât de rapid de la un job la altul, că n-aveai unde. Da. Și atunci... Și, bine, asta discutând, dacă vrei, și raportând la Europa și la lumea întreagă. Că dacă particularizăm la România, generația X în anii 80, poate că de asta era un pic mai tăcută și poate că de asta anduranța este mult mai mare, sigur, pentru că de un context, se trăia într-un anumit context, corect, politic, corect, social, corect, economic, care și atunci de altfel, care te forma ca personalitate, corect, puneam pentru pe personalitate. Absolut, de altfel, uite, apropo de diferențe, nu numai între generații, ci alt subiect în vogă între diferențe de gen, România, spre exemplu, în studiul pe care l-am făcut noi în 2014, un lucru care a reieșit este că într-adevăr, în poziții de middle management, da, unde totuși populația este mai largă, sunt mai multe femei. Adică avem mult mai multe femei față de alte țări. Avem și slide-ul pregătit pentru slide-ul următor și, pentru studiul făcut de cei de la Hogan. E interesant pentru că explicația ține tot de un context, dacă vrei, social și economic. Adică în vremea comunismului, sigur, trebuia ca toată lumea să muncească, inclusiv femeile, normal. Sigur. Și atunci cumva a rămas această, mult mai mult la noi, această obișnuință, această prezență de a avea femei în, unu, inserate în muncă, doi, în poziții de middle management, față de alte țări mai avansate. Te referi la perioada comunistă? Mă refer la ce se întâmplă acum, care este cumva, dacă vrei, o posibilă consecință. Adică am faptul înțeles că sunt mai multe femei în rândurile este europene. Vine dintr-un model, dintr-o moștenire, că trebuie să muncești, că trebuie să fii inserat. Exact. Vine din perioada respectivă. Exact. Bun, hai, pentru că tot ai deschis subiectul, hai să ne referim puțin la acel studiu pe care l-ați făcut voi în 2014,
despre care noi am discutat puțin în 2015, dar aș vrea să facem un remember ca să putem după aceea să intrăm direct în generația în milenial și să vedem ce s-a păstrat, ce s-a păstrat, ce nu s-a păstrat din toată... Spune-mi, diferența asta de gen între liderul femeie, liderul bărbat în România. De fapt, ce mă interesează foarte tare, dacă la momentul 2014, da, însemnând la 7 ani, voi ați făcut studiul ăsta la 7 ani după ce noi am intrat în Uniunea Europeană, dacă România ca tipologie de leadership s-a aliniat practic la modelul existent în Uniunea Europeană. Sau încă pe undeva în 2014 mai aveam ceva de crescut în zona asta? E greu de răspuns, pentru că noi am făcut aici mai degrabă, în, cred că în ce proiect este, este o incursiune făcută... O să-l avem și pe ecran. Da, e o incursiune făcută cu sau din perspectiva anumitor atribute de personalitate. E greu de spus dacă... Da, e ca și cum aș compara mere cu pere. Aha. Pe de altă parte, un comentariu, cred că iarăși foarte valid, este faptul că ce ni se pare... sau de multe ori avem tendința de a crede că la noi lucrurile stau mai rău. Sau că liderii noștri în speță sunt mai slabi decât ai altora. O carte interesantă. Hai să vorbim puțin de asta și revenim ce după aceea la carte. Că în cartea aceasta, să arătăm care cartea e după aceea, scrisă în Statele Unite, se vorbește despre incompetență din plin la nivel managerial. Deci, da. Acum, apropo de diferențe, da, hai să bărbați, vedem cum era, cum era și cum unele dintre ele se păstrează. Adică și dacă ne uităm la tinerii care ocupă poziții de management din generația millennials, unele diferențe între femei și bărbați se păstrează. Ce ne bucură pe noi, ceea ce spune că cumva studiul făcut în România are relevanță sau este corelat și cu sau coincide cu rezultatele altor studii făcute la nivel global. Odată noi ne-am uitat ce am văzut noi în România și am coroborat cu datele de la Hogan pe plan internațional. Era 2014 deja, din 2014. Dar ne uităm, dar ne-am uitat recent, de exemplu, și cred că ți-am și trimis pe mail, un studiu făcut de o altă companie mare de consultanță internațională, DDI, care descoperă cumva aceleași lucruri. Adică femeile sunt fără a însemna că este ceva negativ, este cumva ceva ce poți privi dintr-o dublă perspectivă. Femeile în poziții de conducere față de bărbați sunt mai cum să spun, modeste în sensul unei carențe în zona de încredere în forțele proprii. Cumva e sindromul acela al cenușăresei. Da? Mai degrabă merg pe paradigma rezultatele, faptele să vorbească, nu mă autopromovez. Da? Deci sunt mai puțin încrezătoare în forțele proprii, se afirmă mai timid. Bărbații sunt cu un stil mult mai agresiv. Da. De altfel, dacă vezi o ședință în general într-o echipă de top management sau de board, odată că e compusă mai mult din domni, stilul este mult mai agresiv față de echipe unde avem o mixtură de gen. Deci prima diferență este o încredere mai manifestată, mai scăzută în propriile forțe. Asta e și o parte pozitivă însă, pentru că cumva creează un stil care dă spațiu și altora să se manifeste, dar poate să însemne că uneori trebuie un pic împinse, să spunem, de la spate, că nu întotdeauna iau inițiativele la fel de rapid cum le iau bărbații. Da? Asta e o caracteristică. A doua este legată de partea de curiozitate, dacă vrei, de inovație, de viziune. Bărbații sunt mai sus. Sunt aici, mai sus sunt aici. Femeile sunt mai practice, mai pragmatice. Adică cumva mai multitasking, poți să gestioneze mai multe lucruri, dă-i direcția, astea sunt de făcut, sunt mult mai disciplinate, duc până la final. Da? Bărbații sunt mai creativi, dar și mai impulsivi, se plictisesc mai ușor, n-au răbdare să ducă până la bun final. Și aici cred că este de fapt oportunitatea interesantă pentru cele mai multe organizații, nu de a se uita chiorâși, dar tu ești așa, eu sunt așa, eu sunt mai bun, tu ești mai slab. Și de a lua de ce trebuie. Și de a-i pune împreună, pentru că iarăși multe studii independente arată că echipe de management mixte au o performanță financiară
de 12 ori mai bună decât echipe monosex. A, practic, da. Pozitivul cu pozitivul... Gândește-te un pic ce înseamnă, de exemplu, problem solving, rezolvarea problemelor de business. Da, da, da. E foarte util să am pe cineva care vine cu idei inedite, care are o abordare, care rupe tipare, bărbații, de exemplu. Dar cineva pragmatic și planificat, care se spune, hai puțin... și ducem până la capăt. Și cum o ducem. Pentru că altfel se întâmplă în multe echipe să existe mirajul ăsta al ideilor, inovația. Prea multă creativitate nu duce nicăieri. Nu ducem la bun final. Sigur. Deci asta e o dată. Apoi sunt câteva diferențe ce am observat noi între femei și bărbați, în special în maniera în care gestionează ambiguitatea, stresul, presiunea, adică acele comportamente pe care noi le numim latura întunecată a personalității, mecanismele de coping, care sunt pozitive până la un punct, un soi de puncte forte care însă, dacă sunt împinse în extremă, duc la probleme. Femeile sunt iarăși mai emoționale, ceea ce din nou e o parte pozitivă, pentru că ele pot avea acest simț psihologic, sunt un soi de radar, adică își dau seama când cineva e într-o stare proastă, când cine sunt mai sensibile, mai senzitive la prin ceilalți, prin natura lor, pe când bărbații sunt mai temperați, ceea ce e un lucru pozitiv. Iarăși, ca stil de leadership, femeile sunt mult mai orientate, un stil mai umanist, mai orientate înspre a nu confrunta, a menține armonie, bărbații sunt mai direcți. Pentru a crea competiția între... Ceea ce, din nou, e bine să le ai cumva pe amândouă, pentru că și prea multă blândețe poate să însemne că la un moment dat, și aici, de exemplu, poate fi o sugestie de îmbunătățire la stilul de leadership feminin, uneori poate sunt lăsate lucruri, lipsa de performanță sau anumite... lucruri care nu funcționează sunt lăsate cumva să tărăgăne, să băltească până când sunt adresate, ceea ce poate crea frustrări sau poate crea probleme de business, pe când bărbații sunt mai rapizi, mai direcți în a confrunta, imprimând o altă dinamică. E foarte interesant ce-mi spui. La un moment dat, într-una dintre emisiuni pe Business Woman, pe ediția Business Woman, am avut o invitată pe Violeta Moisa, care se ocupă de zona de antrenor de feminitate, și tocmai discutam apropo de această masculinizare a feminității la femeile aflate într-un business. Da. Și chiar discutam aici că ok, intri în această lume care este preponderent masculină și te masculinizezi vrând nevrând, îți cam uiți feminitatea, pentru că trebuie să înveți regulile jocului. Dar probabil că aici e o altă, din ceea ce spui tu, sunt mai multe tipologii care pot apărea. Acum, e interesant ce ai adus și aș lua ca oportunitate pentru a face un alt comentariu care cred că e foarte corect și trebuie de fiecare dată pus pe masă, chiar în detrimentul PR-ului în jurul subiectului. Faptul că sunt sau că ai disponibile date cu privire la cum este descrierea unei generații sau a unei categorii, femei, bărbați, nu implică foarte mult despre fiecare individ în parte. Adică, de exemplu, dacă ar fi să sfătuiesc o companie, e suficient că știi și te uiți la ce scrie pe ecran, femeile sunt așa? Da, statistic vorbind, este o șansă ca ele să fie așa. Dar asta nu ține locul, spre exemplu, într-un proces de selecție, unui proces dedicat fiecărui individ. Nu înseamnă că știi despre fiecare membru care aparține unei generații sau unei categorii. Că toți ne comportăm la fel și toți intrăm în acel tipar. Din practica mea concretă de lucru, de assessment la nivel de echipe de management și de coaching și de leadership, sunt femei într-adevăr care au un comportament extrem de agresiv, masculin, de dur. Exact, da. Adică după care s-ar încadra perfect în descrierea. La fel cum sunt bărbați care au comportamente care merg mai degrabă, am putea spune că fac din parte din categoria cealaltă. Deci lucrurile, practic, când voi vă referiți la un studiu pe o generație, este ca și cum ați face o fotografie a Pământului de sus dintr-un satelit. Corect. Deci cam asta este fotografia și spui că atâta apă, atâta pământ, nord, sud. E de exemplu asta, ultimul, ca să și spun puțin, ultimul studiu care a fost făcut anul trecut împreună cu Catedra de Management de la SNSPA. Și la care ne vom referi în acest moment, Dilenia Sator. Da, pe un eșantion foarte mare de
foarte mare. 1400 știu de persoane. Exact. Proveniți în special, sigur, din companii multinaționale, pentru că acestea sunt... Am să-i rog și pe colegi să pregătească primul slide din această serie. Mulțumesc. Da. Okay. Deci este un eșantion reprezentativ, da, în care am avut și femei și bărbați. Bun, am aflat așa că Millennials at Work, psihologia generației digitale, așa s-a numit, așa se numește. Așa am spus, pentru că apropo de a, se mai numesc Millennials sau Digital Natives, deci e o generație care, cum să zic, dacă nu s-a născut chiar cu gadgeturile în mână, oricum le-a avut de timpuriu. Au crescut cu ele. Și asta, de exemplu, ele. O diferență majoră față care nu e dată neapărat, e dată de contextul social, de educație. E o generație care este mult mai, din nou, statistic vorbind, da, sunt și persoane care aparțin generației care nu sunt foarte deschise către tehnologie. Da. Dar în general, sigur că sunt mult mai deschiși tehnologiei, da? O învață mult mai rapid, acumulează informații, au fost expuși și comunică, sunt expuși. Altfel, relaționează altfel. Altfel. Hai, să vorbim, chiar, da. Hai să vorbim aplicat. Da. Pentru că ce am citit eu despre studiul realizat de voi este așa, că diferența între generația digitală și celelalte generații se înregistrează în privința ambiției și sensibilității. Uh-huh. Și mă refer la ambiție și ambiție și sociabilității, nu sensibilității. Pentru că aceste două caracteristici cred că sunt esențiale pentru ceea ce vorbeam noi, apropo de teoria leadership-ului, da? Sociabilitate. Sociabilitatea mai mult sau mai puțin. Sociabilitatea, dacă vrei, are legătură, într-adevăr, cu ce numim noi factorul de emergență. Adică, și ambiția deopotrivă. În multe organizații, când întrebi pe cineva ce înseamnă pentru tine un high potential, un om cu potențial de leadership, o să ți-l definească de foarte multe ori cu atribute care țin de comportamentele astea mai vocale, mai autoafirmative, adică... Practic, tot sunt niște clișeele de care vorbeam tot noi. Tot în partea de carisma, adică de cineva carisma, care este sigur pe sine, este robust în comunicare, asertiv, practic, carismatic, tot de imagine, își creează de ușor relații, da, știe să gestioneze în sus, în jos, pe verticală, adică exact sociabilitatea și ambiția, e văzut ca un lider bun. Sunt ingrediente importante, fără doar și poate. Dar nu înseamnă totul. Da. Ce m-a uimit pe mine la studiul vostru este următorul lucru. Voi spuneți așa că tinerii din generația digitală, cei care aparțin acestei generații, au scoruri mult mai mici la ambiție. Da. Pentru că ei preferă mai degrabă să facă parte dintr-o echipă, au acest sentiment al apartenenței unei comunități. Nu au inițiativă și nu au dorința de a-și asuma responsabilitatea față de alții. Da, au o doză mai mică de inițiativă și, într-adevăr, un stil un pic mai detașat, să spunem. Într-un fel, ambiția este un predictor foarte important pentru tot ce înseamnă leadership, adică vrei să get ahead, apropo de ce spuneam, vrei să iei tu hățurile și nu altul, da? Este un predictor important pentru partea aceasta de inițiative, orientare pe rezultat, cât de mult îi împingi și te mobilizezi și tu preiei controlul atunci când poate lucrurile nu sunt foarte clar în ograda ta. Da? Dar deci, asta înseamnă că, asta înseamnă că această generație e mai relaxată în privința rezultatelor. Și înseamnă că ei vor construi, ei practic construiesc un alt tip de lider. Da, aici în adevăr este probabil că va fi un alt stil. Clar, un alt stil de lider, pentru că mai puțin incisiv, dar mult mai deschis spre relaționarea cu cel de lângă el. Pentru că văd din studiul vostru că le place să interacționeze cu diverse, cu diversi membri ai comunității prin diferite canale, sunt mult mai dispuși să cunoască oamenii, sunt mai puțin stabili emoțional față de cei din generația X. Da. Și au rezistență mai mică la stres și la frustrări. Da. Aici mi se pare un pic... Așa până la urmă. Adică dacă te gândești un pic la generația și apoi generațiile tot care vin, nu Z, nu mai zic, gândește-te puțin și la paradigma educațională, adică sunt totuși generații mai puțin expuse
fățiși cel puțin la, nu știu, sancțiuni, puniție, știi? E o ambivalență foarte interesantă, pentru că, pe de o parte, profilul în sine e un profil destul de... care are unele zone paradoxale. Îți spun de ce. Da, eu, exact, adică, vedem o doză de narcisism în generația aceasta. Da, pentru că le place să li se recunoască talentele, se consideră special. Corect. Pe de altă parte, e o generație care e mult mai puțin dispusă să își asume anumite inițiative. Adică, cumva, merg în paradigma asta a ni se cuvine. Suntem îndrituiți. Și pentru că au crescut într-o epocă absolut, în care au avut mai la îndemână lucruri. Mai multe posibilități, mai multe oportunități, au avut de unde să aleagă și atunci nu au fost puși în situații limită. Absolut. Unde personalitatea lor trebuia să se dezvolte și să se exerseze, să se dezvolte pe anumită latură. Sunt sensibili la critică. Ei se consideră special. Renunță foarte repede să ducă mai departe o sarcină dacă întâmpină dificultăți. Și pleacă. Asta e foarte interesant. Vorbeam cu mulți clienți pe care avem, care sunt companii mari, multinaționale. Sar dintr-un job în altul. Angajatoare de tineri și sar dintr-un job într-altul. Când e ceva ce-i supără, nu au robustețea de a sta pe situație. N-au anduranță să o ducă până la... Nu, pleacă. Da? Sau spun plec și după aia sigur mă răzgândesc apropo de fragilitate. Adică e cumva și o oarecare volatilitate. Acum m-am supărat, după care sigur mă răzgândesc, chiar... Mi se pare interesant că au un apetit pentru antreprenoriat. Ori, uitându-ne așa, cum spuneam, fotografia Pământului făcută din satelit, uitându-ne la fotografia acestei generații, din ce am discutat până aici, până în acest moment, dacă ei sunt interesați să devină antreprenori, păi antreprenoriatul presupune multă anduranță, multă rezistență. Depinde și ce fel de antreprenoriat. Foarte mulți, dacă te uiți la aspirațiile lor și la ce își doresc ei, sunt mai degrabă inițiative de self-employment. Nu neapărat de antreprenoriat de anvergură, știi? Adică ei mai degrabă merg pe o zonă de freelancer, de a avea posibilitatea să se miște dintr-un job în altul, pentru că văd proiecte că, cu impact social. Din punct de vedere al joburilor, preferă zona de vânzări, pentru că au posibilitatea să se miște mult mai mult și să interacționeze mult interesant. Mai mult. Nu că preferă. Noi ce am în studiu este așa. Dacă ar fi din nou, să spunem, portretul robot al generației ca un soi de personaj colectiv, dacă ar fi, să spunem, acest portret s-ar potrivi cu portretul robot al cărui tip de job, da, ar fi potrivit cu un job de vânzător. Ce e interesant însă este că foarte mulți fug în prezent de joburi de vânzare, de vânzător. Da, da? Păi acolo ți se impune o anumită cotă. Dar totuși cumva faptul că ei sunt interesați de acest micro-antreprenoriat, da? De foarte multe ori cu caracter dintre ăsta social, inițiative care să aibă și impact în societate, în comunitate, în societate, mai degrabă merge și pe zona de voluntariat. Da, și atunci, practic, vânzarea asta este ca un fel de conectare, influențare cu ceilalți, dar faptul că ei lucrează bine în comunități, că se simt bine în a aparține diverselor tipuri de comunități. Îmi place o caracteristică însă la ei. Din studiul vostru reiește că sunt mult mai hedoniști. Adică pun mai mult accent pe confortul propriu, vor un mediu plăcut de lucru și un echilibru între viața profesională și viața personală. Da. Față de generația X, care întotdeauna a pus, sau cel puțin când a avut posibilitatea, a pus accentul pe carieră, de cele mai multe ori în detrimentul vieții personale. Private. Dar, din nou, eu cred că asta este dictată cumva și de contextul social în care se dezvoltă o generație. Dacă e să mă gândesc, nu știu, la momentul în care am intrat eu în piața muncii, joburile, nu există comparație, nu erau nici de cum atât de multe cum sunt cele actuale. Oportunitățile nu erau atât de multe. Ideea de antreprenoriat iarăși era ceva destul de... Era atât de vag. Vag, încât cumva trebuia, adică dacă vroiai într-adevăr să câștigi, să crești, trebuia să ai o anduranță și o stabilitate și cumva erau mult... Gândește-te numai la de la câți candidați erau
în urmă cu la 15, la facultate. La intrarea la facultate. La ce concurent, da. Că cumva trebuia să te zbați, trebuia sigur. Să muncești mai mult decât alții. Și cât te versus, pregăteam până... Absolut, versus acum unde sunt alte oportunități, la fel. Pe un job erau... Adică erau concurența era foarte mare. Diferit, nu da. Erau atât de multe. Acum citești, vezi în fiecare zi câte o știre, cu tare compania angajează 1000 de absolvenți. Sunt și site-uri dedicate de recrutare, nu mai zic, dar bine, vreau da. Să spun că este altă dinamică a pieței, care a forței de muncă, sigur că da. Permite... Lejeritatea de a se duce dintr-un da. Loc în celălalt. Sigur, sigur. Și companiile aici cumva au mers rapid în a răspunde acestor nevoi, ceea ce e foarte bine a tinerei generații, în sensul în care au creat, dacă vrei, medii de lucru mai hedoniste. Da. Adică cel puțin sunt industrii și cumva tiparul ăsta e preluat și de industrii poate mai tradiționale. Primele industrii care au fost mai deschise, IT-ul, call center-le în care vezi în spațiu de lucru, nu știu, de la mese de ping-pong, da. Biliard, leisure corner și alte lucruri de genul, fructe, da, da, tocmai masaj aici să la se simtă bine și să fie da, mult pentru că mai relaxat. O mare bătălie între sigur. Resursa specialiștii respectiv, dar au fost, acum au început și alte organizații să le ia. Dar cert este că, da, e o generație pentru care contează mult mai mult echilibrul ăsta între viața privată și job și cred că asta iarăși va imprima o altă paradigmă apropo de leadership, pentru că asta vreau să te dacă... întreb, cum vor influența, da. Cum vor influența deja ei văd, stilul deja de văd, leadership? Văd influența asta în multe organizații unde managementul sau middle management unde sunt în contact cu marea masă de oameni este mai degrabă din noua generație, nu mai există cutuma asta a sta peste program a, știi, a lăsat și, din viața personală da, să-ți cumva, petreci cât mai mult timpul la da, job, adică lucrează că... eficient, cumva e mai degrabă și paradigma asta, ok, tragem, dar ne și simțim bine, adică sunt momente în care have fun împreună, în care ieșim la masă, așa mai departe, lucru care influențează pozitiv climatul și atmosfera într-o echipă. Bine, asta ei și creează comunități, da. Adică vezi și digitalizarea asta, și social media, mm-hmm. ei au crescut cu această social media și sentimentul de a aparține unei comunități, cum se creează pe Facebook, mm-hmm. da, și aceste grupuri din care faci parte, mm-hmm. sunt oameni pe care îi cunoști direct pe Facebook, da, sau pe alte rețele de socializare, dar tu aparții unui grup. Asta le-a influențat și lor atitudinea, stilul și comportamentul. Dar în același timp, acești oameni cred că generează și noi modele de business. Pentru că în momentul în care tu trebuie să angajezi, tu ca angajator trebuie să angajezi acești tineri, acești oameni trebuie din această generație, cumva. Trebuie să te adaptezi numai prin ofertele pe da. Care le faci de a te simți bine la și job. Și asta e chiar o presiune, adică în noi lucrând mai mult cu echipe de top management, unde evident, apropo de generații, găsim ei, pe cum, cei... Ce spun cei din top management? Găsim pe cei din da, generația da, X da. Sau chiar, mă rog, baby boomers, dacă vedeți eu, de multe, și mai ales în industrii de-astea mai tradiționale, nu știu, consultanță, audit financiar, banking... unde totuși lucrurile erau mai sobre, adică da. Nu atât de relaxate. De multe ori este o dificultate în o dificultate, e o provocare, o provocare da. să înțeleagă cum și de ce acești tineri vor să se și simtă bine. Dar vor să facă și un ban. Da. Vor să trăiască bine. Vor să trăiască bine, vor să aibă amuze, un, să se simtă bine. Sau și un anumit statut social. Da, sigur. Vor să facă ce le place, pentru că hedonismul nu înseamnă doar că vrem să dansăm și să ci se referă la vreau să fac lucruri care îmi plac. Da, da. Ori de aici este cumva, partea cealaltă este rejectez ce nu îmi convine. Ori asta iarăși pune ceva presiune pe manager, convinzi task-uri triviale să le facă cineva. Da, pentru că lor nu poți să le impui nimic. Da, în momentul în care nu le mai convine ceva, au plecat. Un alt lucru, iarăși, care provoacă pe cei din generația mai senioară este faptul că managerii mai tineri și angajații mai tineri cumva șterg granițele respectului, știi, sau a ierarhiei și a respectului față de șef pentru că e șef. Cu alte cuvinte, un tânăr care intră într-o companie sau care este promovat, nu știu, middle manager, n-are niciun fel de problemă, apropo de socializare, să se ducă să bată la ușă sau să abordeze pe CEO, să-i spună opinia sa, adică sunt mult mai degajați și cumva
accesul ăsta, dacă vrei, informal sau dorința de a avea relații mai informale este mult mai mare. Lucru care, sigur, e diferit față de paradigma culturilor odinioare, în care exista un respect. Nu era o anumită educație, sigur, nu puteai să intri oricând la șeful, oricum, era, sigur, și adică, când te chema șeful, te gândeai dacă acum exact, nu cumva te dă afară, adică era, altceva, era cu totul și cu totul altceva. Da. Practic, acești tineri îi obligă și pe ceilalți din celelalte generații. De fapt, aici stau și mă întreb, nu că ne obligăm cumva reciproc, adică nu cred că este doar într-un singur sens, știi? Eu cred că, uite, de exemplu, noi o să avem acum o inițiativă foarte, sper eu, utilă, tot așa de cercetare, împreună cu ASEU-ul de data aceasta, în care vrem să implicăm atât mediul de business, profesorii și tinerii care debutează în college, care își încep cariera, și să punem mâna pe acel nucleu de competențe de angajabilitate. Adică, pe scurt, care sunt așteptările în termen de comportamente, da, de competențe, pe care le are un angajator când intră pe poartă un tânăr, care e credința sau ce cred profesorii că e important atunci când scot pe ușa universităților tineri, adică da, îi echipează pe scurt cu acele competențe, și nu mă refer aici la cunoștințe neapărat, ci apropo de știu robustețea emoțională, să știi să te comporți cu ceilalți, să știi să gestionezi frustrarea. Da, să da, știi sau să și fii... mă gândesc totuși în cadrul unei facultăți, al unei universități, profesorii cei mai mulți vin din generația baby boomers, da? Ei, atunci cum vor înțelege ei așteptările acestei generații Y și chiar Z? Da, pentru că la Y, hai să zic că poate mai au canale de comunicare, dar cu generația Z, bine, lucrurile sunt până și acolo, mai... probabil că vor veni vin celelalte generații de profesori. Dar dacă vorbim de mediul și de business și de academic, cred cumva că toate generațiile, la fel cum dacă vorbim de femei, bărbați, nu e să se adapteze unii la ceilalți, ci e o chestiune de adaptare mutuală. Adică cred că și tânăra generație, fără doar și poate, are, și aici cred că e rolul mediului academic, are ce să exerseze, are aspecte care trebuie cred că trebuie să-i convingi, știi? Cu un model real, cu un model autentic în care el să creadă. Adică nu mai contează pentru el că este șeful. De ce a ajuns el șef? Care sunt competențele? Ce aș putea să iau corect eu de la șeful din punct de vedere, da, al carierei lui, comportament, etc. Crezi cumva că această generație va forma un stil de leadership mult mai relaxat, mai și poate chiar mai autentic față de stilul de leadership care există în acest moment? Pentru că hai să recunoaștem, genul de leadership care există în acest moment este cel bazat pe forță. Da, aici, sigur, cred că subiectul e mai nuanțat. Dacă e să ne uităm, repet, noi avem acces la date, la date concrete, nu numai din România, ci și din alte părți. Când vorbim de top management, peste tot există, dacă vrei, și anumite elemente de toxicitate sau, dacă vrei, comportamente din zona aceea de... Avem și două cărți pe care voi la... Noi le-am propus la Hard Consulting, că le-ați realizat. Nu le-am realizat noi, sunt cărți pe care noi le-am propus către Curtea Veche, către, mă rog, spre a fi traduse și publicate. Și cred că sunt foarte interesante. Sunt foarte practice, adică în primul rând ele vorbesc despre ceva ce la momentul în care noi am adus Hogan în România și am început să vorbim despre the dark side in leadership, partea întunecată a leadershipului, lumea se uita chiorâși și ce mai vreți cu treaba asta, pentru că din nou există un curent foarte pozitivist, care vine tot din psihologie, care spune să nu ne uităm la punctele negative, ne uităm numai la ce talente avem, nu la strengths-uri. Și e un curent foarte, foarte îmbrățișat. E chiar, dar e periculos, pentru că periculos, în momentul acela tu poți să te duci după cineva care te... Sigur, dar e ceva, aici iarăși mai subtil poate, cu cât te duci în straturi mai rarefiate, cu cât te duci la populații mai
mai de sus, da? Deci, din management. Este clar că din punct de vedere al unei baze, dacă vrei, de competențe, membrii comunității de leadership sunt mai similari. Uh-huh. Adică, cu alte cuvinte, ne așteptăm că atunci când ne uităm la oameni care se află la conducere, da, să fie destul de încrezători în sine, să fie destul de ambițioși, să fie destul de competitivi, orientați pe rezultate, destul de abili la a relaționa. Ce face diferența însă și o chestiune demonstrată de prin anii 80 încoace de voci mari, de autorități mari în domeniul acesta al psihologiei și al consultanței, diferența o face în ce măsură trăsăturile astea, dacă vrei, care coexistă la nivel de personalitate, trăsături accentuate, pe care iarăși deopotrivă le au mai mult cei din management, sunt ținute în control. Da? Sau în ce măsură o organizație știe să nu arunce în sus trăsături care la o primă vedere par extrem de carismatice, de exemplu histrionismul, uh-huh, da? care se referă la persoane care sunt extrem de cuceritoare, care își atrag atenția asupra lor, care sunt spumoase, amuzante, fac prezentări superbe, dar care puse să gestioneze zi după zi echipe, confundă, ce spuneam mai devreme, confundă ideea de leadership și o văd mai degrabă ca pe un privilegiu personal, nu ca pe o resursă, adică ei nu se văd pe ei ca pe o resursă pentru echipă. Inspirațională, nu echipa trebuie să fie în evidență, ci eu trebuie să ies în evidență. Asta e o problemă, da? Deci, cu alte cuvinte, cu cât o să clonezi organizațiile, anumite atribute, de exemplu, narcisismul, care iarăși, una e să fii încrezător în sine, alta e să ai un ego atât de derapat încât să nu mai fii capabil să primești toată echipa. Nu mai primești feedback, nu mai stai să reflectezi la lecții învățate. Dar, din păcate, dacă e să ne uităm în top managementul românesc, ne-am făcut la un moment dat, și acum o să refacem pentru că avem în toamnă un eveniment unde o să prezentăm, am făcut portretul liderului român, amestecat, femei, bărbați, inclusiv antreprenori și din diverse companii, și atributele astea de narcisism, histrionism sunt prezente și acolo. Madalina, subiectul este cât se poate de interesant și îți propun să-l continuăm pentru că sigur avem foarte multe de discutat. Îți mulțumesc că în această seară ai ales Canal 33. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Ne vedem vineri de la ora 20 la o ediție specială Business Woman. Nu vă spun de ce. Urmăriți pagina noastră de Facebook și site-ul Business Woman. Vă doresc o seară minunată. Rămâneți cu programul Canal 33.